Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Dâmbovița este autorizată și organizează prin Centrul de Formare Profesională din Târgoviște cursuri de inițiere sau calificare, după caz, în 25 de ocupații. Cursuri de inițiere. Curs de inspector resurse umane, comunicare în limba engleză, operator introducere, validare și prelucrare date. Curs de nivel 2. Curs de babysitter, de cameristă hotel, confecționer, asamblor, articole textile, drujbist, lucrător în comerț, lucrător în structuri pentru construcții, măcelar, manicurist, pedicurist și operator prelucrare mase plastice. Curs de calificare nivel 2, cursuri de calificare de nivel 2 sunt următoarele. Operator, introducere, validare și prelucrare date de nivel 2, bucătar, coafor, cofetar patiser, dulgher, fierar betonist, instalator, lucrător social, ospătar, tâmplar și zidar. Avem de asemenea și un curs de calificare de nivel 3 pentru agent de turism. De asemenea, în colaborare cu Centrul Regional de Formare Profesională a Adulților Teleorman, poate organiza în județ și alte cursuri în care CRFPA este autorizat, un exemplu fiind cel de secretariat, operare birotică cu durata de 9 luni. În luna martie, AJOFM Dâmbovița organizează cursuri de calificare în ocupații precum manicură-pedicură la Târgoviște, instalator la Târgoviște, dar și la Vlădeni, bucătar și ospătar la Târgoviște, operator-confecționer industrial la Morin și Puceasa, lucrător în comerț la Târgoviște, inspector resurse umane la Târgoviște și Găiești și tot la Târgoviște se mai organizează cursurile de agent de turism, cofetar patiser, operator introducere, validare date. La solicitările pieței muncii, AJOFM Dâmbovița își poate extinde gama de acreditare în activitatea de formare profesională.